Trebuie să avem un scop. Un scop înaintea noastră. Cineva ar putea întreba, dar bineînțeles, ce aduce acest scop sau privirea într-o anumită direcție sau la un anumit punct? Da. Aduce stabilitate, tărie și succes. De aceea este necesar în viața noastră să privim țintă la Domnul Iisus Hristos. Pentru a avea stabilitate. Stabilitate în mai multe domenii ale vieții. Stabilitate, în primul rând, pe calea credinței. Și apoi stabilitate în viața de zi cu zi. Stabilitate în școala pe care o facem, în serviciul pe care îl avem, stabilitate în familie și așa mai departe. Da, este necesar ca să avem o țintă. Ea aduce stabilitate, aduce tărie și, bineînțeles, și succes. Cu ceva vreme în urmă, discutam cu un grup de studenți. Ce înseamnă succes din punct de vedere creștin? Și fiecare a dat un răspuns. A avea bani mulți, a ieșit cât mai repede medic sau a avea o funcție mare, un director undeva, de companie. Succes. Nu. Succesul este a fi în voia lui Dumnezeu. Acesta este succesul pe care noi trebuie să-l urmărim. Doamne, ajută-mă ca să fiu în voia Ta. Și în voia Ta voi fi, dacă privesc la Tine. Nu dacă privesc în dreapta și în stânga. Iar în altă parte, această necesitate a unei ținte sau unui scop ne poate duce cu gândul la aceasta. Vom putea ca să ne purtăm într-un chip vrednic de El, după cum spune în versetul 3 din Evrei 12. Da, dacă am un scop, se va vedea în viață că eu, sau urmarea va fi aceasta, eu voi trăi într-un chip vrednic de Domnul Iisus Hristos și nu voi cădea de oboseală. M-am dus cu gândul la un exemplu din Vechiul Testament. Mi s-a spus că astăzi vor fi și tine. Și aș căuta să presărez ideile pe care le-am cu exemple și cu întâmplări practice pentru cei tine. Spre Caleb. Caleb a fost și el un tânăr. A plecat împreună cu Iosua ca să iscodească țara. Ei s-au gândit la Dumnezeu și la ceea ce le-a promis Dumnezeu. Și în cartea Iosua, la capitolul 14, îl putem vedea pe Iosua cum ajunge la bătrânețe și spune că este tot atât de tare ca și la tinerețe, ca să poată câștiga o cetate sau un munte, Hebron. Se poate pune întrebarea aceasta, ce l-a ținut pe el tare? Ca să ajungă din tinerețe până la bătrânețe, 85 de ani, și să fie tot atât de tare ca și la tinerețe, un nume, Hebron. A avut o țintă. Iar i s-a promis această țintă din tinerețe. Zice, cel care va fi, zice, îți voi da de moștenire pe promis. Și atât ajunge la bătrânețe și încă nu intră în moștenirea promisă. Dar el a rămas veghetor. Aș vrea să ne aducem puțin aminte ce înseamnă Hebron. Și pe paginile Scripturii, începând din Geneza, putem observa că la Hebron se înalță acolo un altar. Și am putea spune că Hebron este locul altarului. Puțin mai târziu, în alt capitol, putem observa că este punctul de plecare al lui Iosif în căutarea fraților săi. De acolo, de la Hebron, el întreabă unde sunt și pleacă mai departe ca să-ți găsească frații, chiar dacă aceia aveau de durere. Dar nu uităm că tot acolo, la Hebron, a fost locul morții. A murit țara și a fost îngropat acolo. Și apoi și patriarhii mai târziu, tot la Hebron. Cu ceva ani mai târziu, Hebronul devine punctul sau locul unde este încununat prima dată David. Iar în cartea Iosua, vedem că este locul de moștenire al lui Caleb, omul credincios cu inima curată, după cum spunea el. De ce spun lucrul acesta? Pentru că un nume l-a ținut pe Caleb din tinerețe până la bătrânețe, plin de suc și verde, cum este altă expresie a Scripturii. L-a ținut tare și puternic. Suntem tineri. Avem nevoie de tărie. Dar un singur nume ne poate ține. Numai privind la Domnul Iisus Hristos. Hebron. Se aseamănă cu crucea sau cu Golgota, unde Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Acolo la Golgota este altarul lui Dumnezeu, unde trebuia să fie adusă o jertfă. Și a fost adus Domnul Iisus Hristos. De acolo, de la Golgota este punctul de plecare al Domnului Iisus Hristos în căutarea fraților săi. Și ne-a căutat
pe noi, pe toți. Și ne-a găsit. Ce puțin pe mine și pe aproape toți de aici, pe care